Știți vorba aia cu facerea de bine, nu? Am prins o discuție cu Carmina și Simona după emisiunea Capricii, tot acolo, afară pe terasă, și vorbeau despre faptul că Carmina a simțit gesturi și semnale din partea lui Mihai și că ea nu este nebună, că au fost gesturi și că ea le-a simțit și nu gen... Nu a reacționat așa pentru că este ea, eu știu, vreo nebună sau ceva de gen. Asta ca să vedeți ce înseamnă să vrei să facem bine, să faci o persoană să se simtă bine. Pentru că Mihai a spus încă din gală, dacă îmi amintesc eu bine, atunci când a ales-o, s-a întors către fete și le-a întrebat, voi ați avut un date, nu? Și atunci doamna Simona chiar a spus că nu vreau să o dați ca și cum Carmina a fost aleasă din milă pentru că nu a fost la întâlnire. Că pentru fiecare există cineva. Dar na, Carmina acum spune că a simțit gesturi, semnale din partea lui Mihai și datorită acestor semnale ea a reacționat așa. Sunt tare curioasă dacă a vorbit așa pentru că știa că se va face material și oarecum să nu o creadă lumea că este ea vreo fraieră și vezi, doamne, el a fost cel care a făcut-o să creadă asta.